Iubește pentru a fi iubit și iartă pentru a fi iertat, spunea în scrierile lui Savatie Bașteovoi. Iertarea este poarta către libertate și forma supremă a iubirii. Astăzi vă pun la încercare sinceritatea și vin să vă întreb. Dacă ar fi să cereți iertare cuiva într-o zi a Paștelui, cui ați cere și de ce? Cred că aș cere de la mama. Pentru că... pentru că trebuie să cer iertare. Aș cere iertarea Domnului, în primul rând, și după, cred că, părinților, pentru acțiunile sau inacțiunile pe care le-am realizat. Dacă ar fi să cereți iertare într-o zi a Paștelui, cui ați cere și de ce? Mamei, pentru că fac multe lucruri care nu ar trebui să le fac, chiar dacă mi-interzici. Mulțumesc mult! Eu cred că tot aș cere de la mama, pentru că în toată viața am făcut lucruri bune. Bunicii, cred că, deoarece m-au crescut de micuță, m-au ajutat cu multe. Fac, cui aș cere iertare? Andrian. La Andrian? Vlaicu? Pietru. Băi, dar nu știu. Dacă ar fi să cereți iertare într-o zi a Paștelui, cui ați cere și de ce? Dacă aș fi să cer iertare, ar fi să cer iertare de la părinții mei. Pentru că îi iubesc cel mai mult și atunci când greșesc față de ei, îmi pare că e ceva ieșit din comun. Trebuie să ceri la părinți. Dacă părinții tăi sunt fericit și bucuros de tine, să știi că și Dumnezeu a doua oară te iartă greșelile tale. Și de săptămâna asta trebuie să fim foarte atenți la tot cele. Și trebuie să fim foarte atenți să nu ne supărăm unul pe altul și să ne iertăm unul pe altul. La cei apropiați, la rude, frați, surori, prieteni. Mi-ai rupt girafa! N-am vrut, îmi pare rău. Tot timpul zici așa. Chiar îmi pare rău, Iulia. Degeaba îți pare rău. Ce se întâmplă, copii? Mi-a rupt girafa și am zis să nu mi-o ia. Ți-am zis că îmi pare rău. Mereu spui că îți pare rău. Gata, copii. Deci Andrei ți-a rupt girafa. Și asta nu e tot. Mi-a mâncat înghețata, a intrat la mine fără să bată la ușă și mi-a mâzgălit cartea de cântări. Am greșit, tati. Iulia, în ultimul timp, tu n-ai făcut nicio prostie? Ba da, nu mi-am făcut patul, am uitat să-mi fac temele și n-am spălat vasele. Așa e. Ne amintim mai greu propriile greșeli. Dar îți pare rău, nu? Iulia, știi ce înseamnă să iertăm cu mărinimie? Andrei, te iert. Dacă ierți, iartă totul. Altfel n-ar mai fi iertare.